Circulația rutieră pe drumul național 67C Transalpina între Rânca, județul Gorj, Obârșa Lotrului din Vâlcea și Curpăt, județul Alba, s-a închis de astăzi. Drumarii iau în calcul redeschiderea șoselei în acest sezon, doar dacă vremea va permite. Având în vedere prognozele meteo din următoarele zile, s-a luat decizia închiderii sectorului de drum din DN67C, sector de drum cuprins între Rânca până la Curpăt, în județul Alba. Deci vorbim de Transalpina dintre Rânca, Obârșa Lotrului, Curpăt. Se închide momentan, decizia este luată pentru aceste zile, câteva zile de cât avem prognoza aceasta de precipitații și temperaturi foarte scăzute, ceea ce înseamnă clar lapoviță și ninsoare în zonele montane. Dacă va mai permite vremea, se va mai redeschide traficul. Dacă nu, circulația va rămâne închisă până anul viitor, când condițiile vor permite intervențiile de îndepărtare a zăpezii și de reluarea circulației în condiții de circulație bună, de siguranță. În această dimineață, drumarii au făcut și o revizie pe acest sector de drum pentru a se asigura că nu mai sunt șoferi în zonă.